Stimați frați și surori, iubiți prieteni, domnilor și doamnelor, stimați demnitari, ne-am adunat în numele lui Dumnezeu și dorința noastră este ca Dumnezeu să fie înălțat și binecuvântat. Vă salut în numele Bisericii Elim din Chicago și în numele Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Salutul nostru este harul și pacea Domnului pe care vi le dorim înmulțite. Aș vrea înainte să spun orice altceva, să citim un cuvânt din Scripturi. Din cartea dregătorului Neemia. Avem foarte mulți dregători astăzi aici. Citiți cartea dregătorului Neemia. Este o înțelepciune și spirituală și administrativă. Este modul în care se îmbină spiritualul cu administrativul. Citim din capitolul 13, de la versetul 4. Înainte de aceasta, preotul Eliashib, care era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia, pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din muș și din unt de lemn, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți. Eu, spune Neemia, nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat învoire să mă duc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Eliashib pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei lui Dumnezeu. Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se curețe odăile și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său, ascultarea, propovăduirea și împlinirea Lui în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Permiteți-mi să vă spun că în lumea de origine europeană, când spun asta mă refer la Europa, de vest, de est, mă gândesc la continentul american de nord, cea mai puternică mișcare de trezire, cea mai dinamică mișcare de trezire spirituală, de regenerare a oamenilor, este în mijlocul romilor. Lăudați să fie Domnul! Nu vorbim aici doar numeric, deși este și numeric. Le spun de multe ori, fraților mei, distanța pe care o parcurge un frate rom în devenirea lui creștină, în lepădarea obiceiurilor vechi, în lepădarea unui stil de viață stricat și murdar, în saltul uriaș pe care îl face pentru a deveni un om de nădejde în societate, un om civilizat, un creștin bun, saltul acesta este așa de mare că nu știu dacă există alte comunități în care Dumnezeu face transformări atât de dramatice. Slăvit să fie numele Domnului! Și nu le face treptat, pentru că Dumnezeu are putere. Le face dintr-o dată. Ceea ce altor comunități le ia
multă vreme, în doar câteva decade scurte, dumneavoastră ați devenit niște oameni de nădejde, niște oameni care merită respectul și aprecierea tuturor românilor și întregii lumi. Să vă ajute Dumnezeu să vă păstreze și să continue să vă ridice până când o să vă ducă în cer. Frate Merlin, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Fratele Merlin ne-a vizitat în Chicago, la Biserica Elim, și a lăsat o impresie foarte frumoasă. A vorbit foarte frumos despre dumneavoastră. A vorbit foarte frumos despre Dumnezeu. Am venit și eu, cam părăteasa de odinioară, se vorbea mai devreme, să văd dacă este adevărat. Mă bucur de bucuria pe care o văd pe fețele dumneavoastră. Mă bucur să vă văd că sunteți îngrijiți. Mă bucur să vă văd că sunteți oameni care știți să ziceți amin și aleluia. Știți să-L slăviți pe Dumnezeu, să fiți închinători în duh și în adevăr. Vă binecuvântez în numele Domnului. Dragii mei, pasajul pe care l-am citit este dintr-o perioadă istorică dramatică în viața unui popor de robi care s-au întors din robie. Dumneavoastră știți, probabil, că sub conducerea marelui dregător Zorobabel a continuat, s-a finalizat reconstruirea templului de la Ierusalim. La primele valuri de întoarcere din robia babiloniană. Însă Ierusalimul, ca și capitală a Israelului, avea o problemă. Își construiseră case, își cultivaseră grădini, își restauraseră întrucâtva viața lor și a familiilor lor. Construiseră templul, dar cetatea nu avea ziduri. Știți ce înseamnă pentru vremea aceea o cetate fără ziduri? O armată fără aviație. Vulnerabilă oricărui atac. Ei, în perioada aceasta, Neemia face o vizită. El era paharnicul împăratului Ahasveros, cel mai mare împărat al vremii, cel mai mare imperiu al vremii. Și când vizitează țara sa de baștină și o vede fără ziduri, se întristează și plânge. Se întoarce în slujba împăratului, dar nu-și poate ascunde tristețea. Împăratul care îl cunoștea, vă dați seama, între un împărat și omul care testa tot ceea ce bea împăratul ca să nu fie otrăvit, s-a stabilit o relație apropiată. L-a văzut supărat, l-a văzut trist și a spus: Neemia, ce se întâmplă cu tine? De ce ești supărat? De ce ești amărât? Spune: împărate, m-am dus la poporul meu, am vizitat cetatea din care vin și are zidurile dărâmate, râd națiunile de noi. Suntem expuși, suntem vulnerabili, în orice moment putem fi atacați, fără nicio protecție, fără nicio apărare. Încă nu avem o armată puternică. Și împăratul dă un decret și îl trimite pe Neemia, îl detașează la Ierusalim să rezidească zidurile. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: cu mari eforturi și cu mari împotriviri din partea vecinilor care vroiau să-i vadă pe evrei vulnerabili, care nu voiau să redevină regatul puternic de altă dată, Neemia rezidește zidurile. Și după ce rezidește zidurile, se întoarce la slujba lui lângă împăratul Artaxerxes.
Între timp, slujbele se reiau la templu, lucrurile intră în normalitate și Neemia își ia o învoire și vine la Ierusalim. Unul dintre cei mai mari dușmani ai poporului Israel în vremea aceea este acest Tobia. Biblia îi numește pe toți, dar el este unul dintre ei. Problema este că marele preot Eliashib se încuscrește cu el. Sunt rude. Și în virtutea acestei relații de rudenie, îi dă o cameră mare în incinta templului, în facilitățile templului. Dușmanul poporului ajunge să aibă o reședință, un apartament în inima spirituală a Israelului de atunci. Am să spun câteva lucruri despre asta și, de fapt, câteva versete de aici sunt rețeta reabilitării spirituale pentru oricine vrea să-și schimbe viața în această seară. Pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și a fost o vreme când inima noastră a fost un templu în care Dumnezeu a fost cinstit, în care i s-a adus închinare. Inima și viața omului este adevăratul templu în care Dumnezeu vrea să locuiască. Vă aduc aminte, femeia samariteancă spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, în conversația cu Domnul Iisus Hristos, spune: e o diferență între iudei și samariteni. Samaritenii spun că trebuie să ne închinăm pe muntele acesta. Iudeii spun că la Ierusalim. Tu ce spui? Și el spune: iată că vine ceasul și acum a și venit în care adevărații închinători se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr, într-o relație nemijlocită cu Dumnezeu. Nu avem intermediari. Tu n-ai nevoie de nimeni ca să stai de vorbă cu Dumnezeu. Mai devreme ne-am rugat în comun. Sunt oameni care atunci când vin în biserica penticostală și aud o rugăciune în comun sau ne aud strigând de bucurie înaintea lui Dumnezeu, se sperie. Sunt ăștia-s nebuni. Nu spun că-s nebuni când se duc și văd zeci de mii de descreierați pe un stadion urlând și înjurând ca la ușa cortului, mai și luându-se la bătaie, mai și îmbătându-se. Acolo nu-s nebuni. La un concert unde circulă luminile prin sală, de dau toți în epilepsie și urlă de leșină ascultându-și idolii. Acolo nu-s nebuni. Dar dacă ai pus câteva sute de pocăiți împreună să strige și să laude pe Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu din toată inima lor, că din bețivi căzuți în șanț a făcut soți și tați de nădejde, că din oameni cu un vocabular spurcat a făcut oameni pedanți care știu să vorbească frumos, care știu să zică vă rog și dumneavoastră. Ei, dacă strigăm de bucurie pentru asemenea lucruri, zice că suntem nebuni. Vreau să vă spun că avem un Dumnezeu extraordinar. Domnilor deputați, președinți, sunteți niște oameni simpatici și scumpi, dar la ușile dumneavoastră oamenii stau la coadă unul câte unul și intră pe rând, pentru că nu-i puteți primi pe toți odată și nici nu-i puteți asculta pe toți odată. Dar atât puteți să faceți, să faceți, și Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze. La Dumnezeul nostru nu stă nimeni la rând. Avem un Dumnezeu atotputernic. Toți vorbim deodată, toți intrăm în Sfânta Sfintelor deodată, Dumnezeu ne aude pe fiecare, nu pierde un cuvânt, nu pierde o șoaptă, nu pierde o lacrimă. Și economisim timp. Lăudați să fie Domnul!
prin păcat, omul a luat din ceea ce trebuia să aparțină lui Dumnezeu și-a oferit dușmanului. Tobe a fost un mare dușman al lui Israel. Noi avem un dușman mai mare și mai rău, care se numește Satana, diavolul. Pe cât de adevărat este Dumnezeu, pe atât de real este diavolul. Te urăște cu o ură desăvârșită, vrea să te facă praf, vrea să arzi cu el o eternitate în iad. Ăsta este scopul lui. Și din nefericire, fără să fie obligat, omul i-a dat o cămară mare din viața lui. Omul i-a dat din timpul lui, i-a dat din energia lui, i-a dat din mintea lui. Și ceea ce n-a reușit să se întâmple cu o cetate fără ziduri, s-a petrecut, cetatea fiind infiltrată în inima închinăriei, printr-un om fără minte, care s-a încuscrit cu diavolul. De fapt, atunci când tu i-ai dat inima ta celui rău, când i-ai dat mintea ta celui rău, când i-ai dat timpul tău, când i-ai dat energia ta, când l-ai lăsat să-și bată joc de tine, ai comis cea mai mare nebunie din viața ta. Dacă i le-ai fi dat lui Dumnezeu, Dumnezeu transforma ființa ta și viața ta într-un paradis. În familia ta era mâncare pe masă. Între tine și soția ta era o relație de iubire, vorbe frumoase, cuvinte de dragoste. În mijlocul casei tale, copiii tăi creșteau bine îmbrăcați și sănătoși. Asta a vrut să facă Dumnezeu cu noi. Și mă gândesc că mulți din locul acesta au experimentat această transformare. Spuneți voi, care a fost mai bun stăpân? Dumnezeu sau diavolul? Ce-a făcut diavolul cu viața ta? A introdus boarfele lui, sarsanalele lui, mizeriile lui în odăile inimii tale, așa cum a făcut acest Tobia. A conspirat. Camerele astea din templu au devenit un loc de conspirație. Cum să nimicească națiune? Asta a făcut diavolul în viața ta. A conspirat zilnic să te distrugă. Și acum vine Neemia și vede lucrurile acestea. Și primul lucru care se întâmplă, auziți, versetul 8 și versetul 9, aceste două versete reprezintă rețeta pocăinței, a reabilitării, a întoarcerii la Dumnezeu. Versetul 8 spune: am văzut. Am văzut răul. Stimați concetățeni, stimați demnitari, stimați politicieni, când de la Uniunea Europeană vine ordin să punem în școlile copiilor noștri manuale care îi învață la o vârstă fragedă, când nu sunt în stare să ia decizii majore pentru viața lor și strecoară confuzie cu privire la identitatea lor de gen, la o vârstă când nu-i pui pistol în mână și îl trimiți în armată, la o vârstă când nu-i dai voie să umble prea mult cu cuțitele, că sunt periculoase, expui mintea lui fragedă,
necoaptă, la lucruri pentru care nu este pregătită. Voi vedeți răul ăsta. Mai bine România să trăiască săracă decât să ne nenorocească copiii cu o educație care îl scoate pe Dumnezeu din mintea lor, din viața lor și le nenorocește viitorul. Pentru că cel mai important lucru este să ne fie mintea sănătoasă încă de la o vârstă fragedă, protejată de lucrurile rele. De-aia închideți televizorul, de-aia le limitați timpul la telefon și la tabletă, de-aia îi verificați și le puneți parole și cenzuri, pentru ca să nu li se hrănească mintea cu mizerie, cu gunoi. Că ce pui în minte, aia se va întâmpla în practica vieții lor. În America, de câteva zeci de ani, au scăpat de sub control moralitatea națiunii. I-au lăsat să meargă în câmpuri cu zecile de mii și să se destrăbăleze. Au scos creaționismul din manuale și au introdus evoluționismul, devalorizând viața omului la nivel de animal. Eu stau și mă întreb, în primul rând nu-i știință. Să mă lase în pace, domnii savanți. Știința este determinată de observare și constatare, practică. Evoluționismul este o imaginație, este o invenție, este o religie ocultă, ieșită direct din capul satanei. Ortodoxi, catolici, penticostali, dacă spunem că asta e Biblia în care credem, aici zice Biblia mea că Dumnezeu e creator. Ei, miliarde, de că au nevoie de mult timp, au nevoie de miliarde, 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 ca să se întâmple așa încetul, cu încetul, încetul, cu încetul, de parcă i-ar fi fost acolo. Dacă vedeți desene, alea să știți că nu sunt poze, alea sunt picturi, imaginații omenești. Măi, maimuța asta a reușit până la urmă, iar acum cu batalioane de savanți care o ajută, nu e în stare. Când au introdus în curriculum acest demonism al evoluției, i-au făcut pe oameni să pună la îndoială existența lui Dumnezeu, să-L scoată pe Dumnezeu din viața lor, i-a făcut pe oameni să creadă că sunt animale și se poartă ca niște animale. Le s-a spus că drogurile sunt distracție, alcoolul este distracție și trăim o vreme în care pe străzile Statelor Unite ale Americii, în cele mai frumoase orașe din lume, pe malurile unor lacuri strălucitoare, a unor oceane frumoase și mari, curge sânge de tânăr în fiecare zi, în zone, în orașele noastre, în care în timpul unui weekend zeci își pierd viața fără niciun sens, doar pentru că și-au pierdut busola, ghidul, echilibrul, pentru că ei cred că ei sunt animale și că cei din jurul lor sunt animale. Vedeți răul? Când zeci de milioane de copii în faza lor de concepție, în cazemata în care ar trebui să fie în cea mai mare siguranță, sunt vânați
și omorâți prin avort. Voi vedeți rău ăsta? Sau dați din Numeri? Pe urmă ne uităm la catastrofe, ne uităm la cataclisme, ne uităm la jale, la vaete, la lacrimi, la dureri și îl arătăm cu degetul pe Dumnezeu și spune, ce faci, Doamne, că dacă ești bun și atât puternic, de ce se întâmplă atâta rău în lume? Păi cine face rău ăsta, Dumnezeu? Dumnezeu ți-a dat libertate! Te-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Că dacă eram roboți, ne lua de aici, ne pune aici. Și făcea ce voia cu noi. Dumnezeu ne-a dat libertate. Și noi am folosit libertatea pentru destrăbălare, pentru crimă, să călcăm pe cadavre. Noastră veți spune, dar nu este mai cum se cade decât Putin. Pentru că n-avem butoanele lui Putin. Ascultați, Hitler a fost bebeluș, a scâncit, a fost alăptat la pieptul mamei lui, a gângurit. Cine ar fi crezut că va deveni unul dintre cei mai mari criminali din istorie? Și un tigru când este mititel, mai răgnește el, dar îl poți lua în brațe, îl poți hrăni cu biberonul, că încă nu poate să facă ce va face mai târziu. Diavolul prin păcat, prin nelegiuire, mai întâi la nivelul minții, apoi la nivelul inimii și apoi în practica vieții, distruge în fiecare zi vieți și națiuni. Am văzut răul. Când te uiți în jurul tău, mai ai discernământ să vezi ce e bine și ce e rău? Mai știi să faci deosebirea între ce este bine și ce este rău? Când te uiți în viața ta, în inima ta, în mintea ta, mai știi să faci discernământ între bine și rău? Noi avem niște clișee. Știți că răul începe la nivelul minții și se exprimă cu gura. Am auzit vorbe de genul, auzi, lasă-l că așa e el, e rău de gură, dar are o inimă bună, e bun de pus pe rană. Măi, oameni buni, din prisosul inimii vorbește gura. Dacă are gură rea, e om rău. Ce ce pe limbă iese din minte și iese din sentimentele inimii. Când un om este bun, e bun pentru că a intrat Duhul Sfânt în viața lui și l-a transformat. Și se vede în felul cum umblă, în felul cum vorbește, în felul cum se poartă. Am văzut răul. 2. Mi-a părut foarte rău. Un adevărat om de suflet, când vede răul din jurul lui, îi se sfâșie inima. Îl doare, are nopți nedormite. Mi-a părut foarte rău. Sunt oameni în lumea asta care văd răul. Preferă să-l ignore ca să le fie bine. Să nu deranjeze pe nimeni. Dragii mei, eu am o rugăminte la voi. Deranjați pe oricine, doar pe Dumnezeu să nu-L supărați. Când noi vedem răul și nu ne pasă, îl supărăm pe Dumnezeu. Când noi vedem răul și nu luăm atitudine, îl supărăm pe Dumnezeu. Când vedem răul și nu vorbim împotriva răului, îl supărăm pe Dumnezeu. Tăcând faceți voi dreptate?
Cineva trebuie să vorbească în numele sufletelor de copii care sunt contaminați de materiile toxice impuse în manualele lor. Copiii nenăscuți, cele mai vulnerabile ființe, au nevoie de o gură care să vorbească pentru ei. Familia, a cărei redefinire este pe rol. Ascultați, familia nu e invenția mea, nu e invenția ta, nu e invenția unui stat, nu e invenția unui om de știință, nu este invenția unui împărat, unui dregător, unui președinte de stat, unui parlament. Familia este instituție de ordin divin. Dumnezeu i-a făcut bărbat și femeie și a spus: nu este bine ca omul să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit. Când te atingi de definiția familiei, te atingi de ochii lui Dumnezeu, îi bagi degetele în ochi lui Dumnezeu. Cineva trebuie să vadă răul acesta, să-i pară rău și să vorbească pentru familie. Una dintre cele mai mari tragedii a fost un demers pentru ca în Constituția României să se păstreze o definiție clară și corectă cu privire la familie. Știți ce a făcut națiunea română? O fi văzut, dar nu i-a păsat. Dacă trebuiau să-și voteze un dolar în plus, ar fi trebuit să voteze o străduță în plus, s-ar fi înghesuit. Dar când a fost vorba să iasă pentru câteva minute sau nu cu mult mai mult din casă și să spună: noi susținem adevărul cu privire la familie, marea majoritate a românilor au stat acasă. Și pe urmă, România vrea prosperitate. Încearcă să se pună bine cu marile puteri. Cea mai mare putere din univers e Dumnezeu. Pune-te bine cu Dumnezeu, România! Ascultă-L pe Dumnezeu, România! Întoarce-te la Dumnezeu, România! Am văzut răul. Mi-a părut foarte rău. Ei, acum e greu de tot. Am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Am aruncat afară din cămară. Ăsta e un act agresiv împotriva unui dușman al lui Israel. S-a dus, a deschis ușa cămării, a luat boarfele lui Tobia, zdrențele lui Tobia, a dat cu ele de-a zvârlita. Le-a scos afară. Oh, probabil acum credeți că facem revoluție. Ia deschide tu cămara inimii tale și vezi ce-i de al diavolului acolo. Reforma trebuie să fie spirituală. Știți când se face reformă? Mai întâi când pocăiții se pocăiesc de adevăratele. Pe urmă, când pocăiții se înmulțesc prin propovăduirea Evangheliei, așa cum faceți dumneavoastră aici. Pe urmă, când pocăiții devin primari, consilieri, parlamentari, și Dumnezeu are un cuvânt acolo de spus prin ei. Dar până atunci deschide inima ta, scoate de acolo minciuna, dă-o afară, scoate de acolo răutatea, dă-o afară, scoate de acolo adulterul și infidelitatea, dă-le afară,
scoate de acolo ura, invidia, bârfa, vorbele murdare, dă-le afară. De-aia spunea apostolul Pavel, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Unii cred că trebuie să-și taie mâinile și picioarele. Nu! Astea sunt mădularele firii pământești ale omului păcătos, mădularele păcatului din viețile noastre trebuie tăiate și scoase afară. Pentru că numai după aia ai autoritatea ca Ioan Botezătorul să te duci la stăpânitorul vremii, care a crezut că își poate repudia nevasta, să ia alta, să trăiască dezordonat moral, pe urmă îl poți arăta cu degetul ca Ioan Botezătorul să-i spui: nu ți este îngăduit să trăiești așa! Ce cauți pe tronul ăla cu imoralitatea ta, cu stricăciunea ta, cu modelul rău pe care îl dai tinerilor și copiilor noștri? Dar mai întâi trebuie să faci curățenie în viața ta. Și pe urmă să ne ajute Dumnezeu să facem curățenie în comunitățile noastre, în comunele noastre, în orașele noastre, în județele noastre, în țara noastră. Am văzut răul, mi-a părut foarte rău. Am scos afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Versetul 9. Apoi am poruncit să se curețe odăile. Vedeți, Dumnezeu nu numai că ne iartă de păcate, că degeaba ne-ar ierta să ne ducem să le facem din nou, trebuie curățită odaia sufletului, trebuie schimbate prioritățile, trebuie schimbate preocupările. Vin foarte mulți tineri și îmi spun: sunt legat de o dependență. Și știți că sunt multe dependențe, lucruri de care oamenii nu se pot elibera. Le pare rău, nu le place. Ei așteaptă descântece. Pot eu să le pun câte cârpe vreau pe cap, să mă rog pentru ei? Că nu se întâmplă nimic dacă se duce la aceleași anturaje, în aceleași locuri, cu aceiași prieteni, își petrec timpul în fața imaginilor stricate. N-au cum să scape cu rugăciunile mele. Mă rog pentru ei. Dacă n-ascultă ce rețetă le dau. Știți care e rețeta? Citiți o oră pe zi scripturile și rugați-vă. Dar dacă dimineața te scoli mai devreme și citești din cuvântul lui Dumnezeu, dar citești și cu inima și cu mintea să-L înțelegi și pui hrana asta în sufletul tău și pe urmă te rogi, știi ce se întâmplă? Nu-ți mai arde de prostii. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Nu-ți trebuie niciun descântec, nu-ți trebuie nicio vorbă magică, nu-ți trebuie nicio pastilă, nu-ți trebuie nicio etichetă pe umăr. Scap de băutură, scap de tutun. Le spun la toți cum a scăpat tata de patima fumatului când era copil, tânăr. Tata fuma o singură dată pe zi, de dimineață până seara. Și uneori, nu numai. Nu fumau un pachet sau două. Câte trebuiau. Bunica mea a fost prima care s-a pocăit din familia noastră. S-a rugat pentru toți copiii. La ora actuală, noi suntem o familie foarte numeroasă, probabil vreo peste 300 de suflete, marea majoritate întorși la Domnul, pocăiți. Prin bunica mea. Tata era fumător și bunica se ruga pentru el. Venea la biserică, îi plăceau cântările, asculta predicile cu interes, dar nu se putea lăsa de fumat. Și într-o duminică dimineață, în timpul slujbei, s-a așezat lângă el fratele Vasile Șchiopu. Fratele Vasile Șchiopu nu-l chema Șchiopu, era Șchiop. Nu știa nimeni care e numele lui de familie. Era ușierul bisericii. Mai târziu, când m-am născut și am crescut, fratele Vasile Șchiopu era ușierul bisericii. Așa, șontâc, șontâc, îi așeza pe toți la locurile lor și își sacrifica trupul, deși avea un handicap, de dragul fraților. Vasile Șchiopu s-a așezat lângă el.
l-a văzut că lăcrimează și i-a dat un cot și a spus: Ionele, predă-te mai, că la noi se zicea că te predai, adică îți predai viața în mâna Domnului Iisus Hristos, capitulezi în fața iubirii sale. Îl lași pe El să fie Domn și Stăpân. Că știți cum e, noi vrem un Dumnezeu care să fie doctor când suntem bolnavi, care să fie cont la bancă atunci când ne trebuie bani, care să ne descâlcească lucrurile când suntem încurcați, dar nu vrem un stăpân. Dumnezeu nu-i valetul tău de cameră. Dumnezeu nu e robul tău. El intră în viața ta, dar El nu intră ca rob să asculte de tine, să-i dai tu comenzi. El intră ca stăpân, El îți impune un stil de viață. De ce? Pentru că are drept, că e creator. Toate lucrurile pe care noi le facem avem drept de creator asupra lor. Dumnezeu ne-a creat, are drept de creator. Ei, îi spune fratele Vasile Șchiopu: predă-te, mă, Ionele. Pe de o parte era rușine, pe de altă parte avea pachetul cu țigări în buzunarul de la cămaș. Și tata a fost serios atunci cu el însuși și cu Dumnezeu și a spus: cum să mă predau eu? Cum să mă întorc eu la Dumnezeu? Cum să mă pocăiesc? Când eu nu mă voi lăsa de fumat. Și e păcat, pentru că Biblia spune: cine nimicește trupul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Alcoolul îți distruge ficatul, tutunul îți distruge plămânii. Tu nimicești trupul pe care ți l-a dat Dumnezeu pentru o vreme să-l îngrijești, să-i porți de grijă. Ai grijă? Problema este că Vasile Șchiopu nu-l lăsa, tot îi dădea la ghionturi. Și în timpul unei cântări de cor, tata a început să plângă. Și a văzut păstorul de la Amvon, o cunoștea pe bunica mea și îl știa și pe tata. Și s-a ridicat în picioare și a spus: vrea cineva să se predea Domnului? Vasile Șchiopu l-a zgâlțit: du-te, mă, Ionele, ridică-te, du-te! Exasperat, l-a ciupit de picior atâta de tare că a sărit tata în sus. Și păstorul a spus: s-a predat Ionel, vino Ionel în față. Știți ce s-a întâmplat? A ieșit afară din biserică după ce s-a predat, cum s-a predat, și s-a dus la primul duban de gunoi. În vremea aia în București erau niște dubane de gunoi verzi agățate de stâlpi. A luat pachetul de țigări, s-a uitat la el și a spus așa: Doamne, am mama, am predat. Nu vreau să-mi bat joc de Tine. L-a mototolit, l-a făcut praf și l-a aruncat în duban. Și a zis: de azi înainte, dacă ești mântuitorul meu și dacă ai putere să transformi vieți, fă să-mi fie scârbă de tutun. Până în ziua de astăzi, mi-aduc aminte când creșteam, eram mic și când vedea o bodegă, mama zicea: hai să trecem strada în partea altă că îi se face rău lui tata. Din ziua aia, pocăința are putere de transformare. Ah, ce mult aș vrea să fie o Românie fără alcool și fără tutun. O Românie care să dea afară, români care să dea afară din viețile lor lucrurile care le terfelesc viața. Televiziuni curate care să dea știri bune, că frumoase sunt picioarele celor ce aduc vești bune. Am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia, apoi am poruncit să se curețe odăile prin cuvânt, prin cântare, prin rugăciune, prin părtășie frățească și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu. Lumea asta are nevoie din nou de Biblie în școli. Are nevoie de Biblie în sufragerii, dar nu ca să stea acolo ca piesă de muzeu, să se deschidă cât mai des. România are nevoie de rugăciune. Intru de multe ori în restaurante
Și văd pe români așezându-se la masă, fără să zică o vorbă de mulțumesc. Știți că respirăm aerul lui Dumnezeu? Știți vreo companie care a făcut aerul? Știți că bem apa lui Dumnezeu? Știți că trăim și umblăm pe pământul lui Dumnezeu? Știți că respirăm cu plămânii pe care ni-a făcut Dumnezeu și inima pe care ne-a creat-o Dumnezeu pulsează sânge în trupul nostru? Știți că judecăm cu creierul pe care l-a întocmit Dumnezeu? Când eram copil, mai uitam să mă rog la masă, că eram copil. Mi-era foame, veneam de afară și săream la mâncare și mama punea mâna pe mine, venea lângă urechea mea și zicea: muuuu! Adică numai animalele se așează la masă fără să-i mulțumească lui Dumnezeu. Avem nevoie de rugăciune, nu numai când stăm la masă, când ne culcăm, când ne sculăm din așternut. Uneori, ședințele noastre ar trebui să fie mai scurte și completate cu timp de rugăciune. Am construit și noi o biserică și aș vrea să vă spun că am avut oameni care s-au ocupat de partea de arhitectură, de muncă, dar biserica, zi de zi, a stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și într-un oraș mai birocratic decât tot județul Vrancea, la un loc, orașul Chicago, am trecut prin toate aprobările fără niciun fel de amânare, fără niciun fel de obstacol. Și cineva a spus: cum ați reușit? A fost proiectul lui Dumnezeu. Noi doar am fost parteneri cu el. Introduceți rugăciunea în familiile voastre, în viețile voastre, în instituțiile voastre și veți vedea că toate lucrurile vor fi mai aerisite, mai posibile, mai binecuvântate. Vă rog frumos, toți care sunteți aici, să vă plecați capul înaintea Domnului. Cuvântarea apostolului Pavel în Areopag a atras diferite reacții. Unii și-au bătut joc de el și l-au numit palavragiu. Alții au amânat și au spus: să te ascultăm altă dată. Și câțiva l-au primit pe Hristos ca mântuitor.